cartinhas de mai mulți. Și poți spune, profesor, noi am făcut experiment. Exact. Nu este subiectul acesta în... și este filmul. Acum nu a zis că ce cum ai mama... Eu chiar să voi. Și să vă spune că așa că ai fost impertinent. Nu nimic. Deci trebuie să ai curajul să spune. Dar atâta vreme de filmul acesta acum să... registrează. Este un punct de vedere al unui profesor. Exact. Deci ați văzut, deci pe ideea copilului, ați mers pe a scris, n-am mai retratat, am asta. Deci fără să gândea, este și copil, trebuie să mai și gândească, domnul profesor. Trebuie să fie foarte corect, trebuie să fie partea copilului meu. Dar ea este așa, la cât am muncit. Și ați văzut că v-ați numat și ați luat la ora 10. Da? Așa, la cât muncește, eu nu pot, adică nu înțeleg nici n-am terminat. Pentru că n-am avut timp. N-a fost încadrată cum trebuie teza aceasta. Că în timp n-a fost încadrată. Exact. Deci trebuie să-i lași timp să și gândească. Normal, că nu. Numai redactarea în sine, într-o continuă curgere, să zicem, a raționamentului, presupune dacă te încadrezi. Exact. Dar dacă mai și gândești, nu? Ce? Că profesorul ți-a zis, dacă nu ai, nu ai un profesor. Da. Deci nu, nu-i corect, nu-i corect. Unde-i corect, jos pălăria, dar unde nu este corect, să nu este corect. De asta i-am și spus Mirnei, nu mă mai interesează notata de ei, eu știu că știi matematică, te văd cât muncești și atunci te rog frumos, capul sus, da, o ții tot așa și ai să iei la examen. Am să spun un lucru. Spuneai că ești spate la tablă, că nu știu ce exact. Se poate întâmpla și o chestie care n-aș vrea să o cred, dar se fost o testare asupra a ceea ce înseamnă eventuală de slăbiciune. Deci există și o șmecherie de asta care îi omenească, să vadă ce slăbiciuni, ca să vadă cum organizează subiectul, ca să te poată faura. Singura slăbiciune pe care am avut-o la tablă, am spus că am zis că a fost tot perfect până am avut un modul, știți? Și am scris modulul ăla, mi-a dat că e 1, știți? Și am scris că, de exemplu, e minus 1 și am zis și 1. Și eu zic, într-o dată, dar ce-i greșit? Nimeni nimic. În... Ce putem de nu știa, da. Și eu te-am dat cu roșu și a scris sau. Sau. Așa. Dar nimeni din clasă nu știa, pentru că Da, deci nuanța între și și sau. Da. Și, adică, și una și alta. Da, nu era și așa, da. Nu, nu, nu. Când zic așa. Când zic și, și una așa. Egal cu 1. Da. Înseamnă, deci, x egal cu 1 sau altă variantă, x egal cu minus 1. Dacă zici x egal cu 1 și x egal cu minus 1, e o trăsnaie. Ok, dar se pare că din toată clasa s-o prins cineva care răspuns. Cine a sesizat greșeala? Nimeni. Da. Vedeți? Asta vreau să încercăm. Pe poanta care îmi s-o mai trebuie, eventuale sensibilități, eventuale chestiuni care pot fi taxate în lucrare. Mai nimic. Asta e și eu. Exact. Foarte convinși că tragem ca o zilată în anul care. Deci, te invit și vă invit să înțelegeți că ne aflăm să spunem, într-o creștere continuă față de nivelul acela când ne-a dat teamă să ne gândim la geometrie și am început geometria cu spațiu cu destul greutate și cu... Da, am început la 6, am găsit la 6, când deja ei aveau niște așa... Și atunci spunem așa, suntem într-o... Pe calea cea bună. Pe calea cea bună și că vom reuși. Nu, nu ne întâlnim cu teza de asta. Păi a văzut teza cealaltă. Da, a făcut mare. La plăcea lui el. Și la clasa tot așa bună și acolo. Foarte bine, foarte bine. Așa se crede. Așa se... Plăcea e mai bun decât crede, Ferdinand, da? Da. El era în locul 1 din 50 pe țară, nu, locul 2 pe țară din 50 parcă, și Ferdinand era 17 pe țară. Pe țară. Da, am înțeles. Rămâne problema asta a încrederii pe care trebuie să o avem ca să muncim de la urmă. Da, clasa aia, să știți, domn profesor, clasa aia chiar dacă fac 3, 4, 5, nu știu cât fac cu domnul de la clasă, cu domnul profesor. Da. Clasa aia nu este dolincică, da. Este medie. Da. Deci nu, să ne întrebăm de ce a căutat și ăsta. Subiectul ăsta, asta e întrebarea. Pe 10, care nu pe 10 din toată clasa nu este dolincică. Nici măcar, deci e ca olimpică. Dacă îi dai o problemă, da? Da. Copiii ăștia care au 10 și îl întrebați, nu-i fiecare dată au dat răspunsurile corecte.
Și la asta, la asta, cu, la primul exercițiu, mi-a dat așa și tot, deci pe ce am întrebat? Pe față foarte deșteaptă care e... Pe față, copii deștepți, așa? Nu le-a dat nimeni, așa cum i-a dat nimeni. La fel, absolut la fel, nu știu ce nu le-a dat așa. Și ea de-aia plângeam, știi? Și eu nu am zis că 50 de schimb. Pe dacă ea a greșit, ți-a văzut că n-a greșit. Când am văzut că de la fel, păi vă dați seama. Cum se dă la fel? Deci, concluzia este, subiectul acesta a depășit limita... Și timp și capitul. Și în dificultate și în cantitate. Exact. Dificultate și cantitate, e zdrobit un copil. E, lui se creează un handicap de stat când vede așa o subiectă. Exact. Da? Deci... Deci, am dat două puncte din oficiu, ca să le dea 2. Problema e cubul, ca să le dea 3. Da? Da. Și dacă mai ieși ceva, un pat. Și doi. Și doi au fost frumoase. Două. Frumoasă? Pentru că ați lucrat aici, am lucrat la domnul profesor, e una foarte mult. Da. Și doi de aia. O mânță, doi de aia. O mânță, doi de aia. Da, am lucrat el doi foarte mult și am lucrat tot timpul aici cu dumneavoastră, dar la clasă nu s-a lucrat atât de mult. Da? Și deci, ca să ia un 4-5, o dată ceva. Pentru 4-5. Vedeți cât e 4-5 să ia la clasă. Cu multe, 4-5, cu efort. Cu efort. Nu chiar am de mult. Exact. Exact. E o strategie care nu, eu nu aș precaua. Eu am altă tehnică. Deci mă duceam până la 7-8 pentru exact cum am dincolo la fel la vrângeam. Da. Și de la 8 încolo, 9 și 10, începeam. Și 10 era pentru... Dar vă spun că aveam un glas, nu? Știți bine, olimpici. Și eu ce făceam acolo? Le dădeam și lor un subiect, da? De la 9 la 9.50. Adică un genie și sutime acolo. Așa, ca să maximum. Fac la 10, da. Maximum. Dar în rest ridicam și pe toți ceilalți. Că și nu vreau de mă cer să fiu și eu la nivelul... Exact, eu nu sunt obligat să fiu olimpic. Dar mă tratez ca pe un om obișnuit. Nu sunt bun la clasă, dar nu sunt olimpic. Da, deci lasă-mi și mie libertatea. Să am și o satisfacție, nu? Mă topești cu... Da, dar le dai de la rădăcină, știți, domnul profesor, are meritul, pentru că ea zice, domnule, la cât muncesc, știți? Eu am crezut că eu, la primul exercițiu, mi-am dat să... Ea să facă ca copoșită de joaca ceilalți, dar mi-a și luat poșa ei din ce mi-ai zis acolo. Și eu am zis că iau 8.59, înțelegeți? Acum e clar. Acum au văzut cu bine primul subiect, vă dați seama, ea nouă, dar o muncit foarte mult, s-a dus, s-a fugărit, prin, s-a întors, s-a revenit, timpul a presat foarte tare. A început să înțeleagă, minunat, chiar și deci, și toate trebuie ușor, după discuție care purtăm, să înțelegi o strategie în fața subiectului. Deci te duci pe subiecte la prima citire, la care ai lecție. Eu, cum ar ce aș fi făcut? M-aș fi dus deodată, Adi, la subiectul mulțimii. Acolo unde aveam priza 100%. Adică, acolo cum o duc mai mic... Dacă până ăla atac. De ce? La prima citire. Îl fac, știu să fac asta. Cât era acolo? Deci, v-am spus, strategia este a fiecărui din parte. Strategia ta nu înseamnă cu al Miruna sau cu altul coleg. Strategia ta e funcție de cât acces ai tu la subiectul respectiv. Și atunci ce faci? Făceam pe la scurt. Exact. Îți crește încrederea în tine. Exact. Potențialul, așa. Și nu vezi, băi, ia să încerci la cupuri, adică tu citeai că o să faci. Așa, cu unghiurile acelea, nu? Da, 4-5-90, da. Așa, 4 am atac și pe ăla. Acolo unul nu a făcut un punct. Și de 6-6. Da, o scăpa treaba acolo, o chestie. Dar, deci, acela, cubul, după care mă duc la... Începeam să fac câte ceva. Câte ceva mă uit. Și lăsam pe cele care nu văd la prima citire. La probleme, cum nu prea se vedea la prima citire, la celelalte două. Dar trebuia să ne deșine mai toate la celelalte. La se vedea la asta, mai rapid. La asta un pic mai rapid, la aia la altă. Deci eu am pus... De ce pus ultima? Păi care? Da, asta alegi tu. Ca să te încurci. De asta o pus, Miruna. Ți-o alegi tu. Tu ți-o alegi. Așa a pus ultima, că dacă tu muncești mai numărul 5, aici mai faci că nu ți-aș mai rapid. Păi, dar nu trebuie să mergi în ordine. Da, asta spun. După ce ai tatonat obiceiul mic să-i vezi că e goaie sau ce vrei văzut rapid, nu ne pierzi obiectiv. Mă duc la ultimul. Nu știu asta ca să faci cu un bun jumătate. Așa au făcut, așa au făcut. Dar pe cineva să te-a tatonat pe 5, pe 4, nu, pe 5, că 5 au fost, ego a fost mai așa, dar pe cineva să te-a pe 5, la 2, 3, 5, eu le-am mâncat timp foarte mult. La viteza care iau o are, iar tot eu mâncat timp foarte mult.
S-a dus repede pe ăla, s-a dus pe ăla, s-a dus pe ăla, s-a dus înapoi, s-a făcut. O reușit. Da. Deci, dacă eu aș fi fost în fața subiectului acesta, aș fi încercat așa, spuneam, cum îl zic, care da. Mi-a fapt rapid. La eu da, la cubul ăla mai la cubul ăla mai la un punct. Teată 3, 2 și cu 3 și cu 2 din 8, 5, 5, 5 era frumos. Da, aici am un jumătate la ei, dacă făceai de asta. Iată, asta 6, care mergea, asta, da? Da, 6-5 dacă făceai ele. Și de așa mă duc să fac selecții și mă duc spre... Exact, și mai mergeam ceva și pe acolo. Asta. Dacă te prinzi că... Asta, strategie este a fiecare persoane. Mai ales când ești contratip și... Deci, când ești contratip, când am ridicat, nu știu de când o scris el, măcar am ridicat capul din foaia aia, nu m-am uitat, după ce am plinat des, m-am uitat că o scris. A scris bale, cu vedea, da. Și ea săraca, pe ultima sută, o reușit să șerie și ne-a făcut și șerie în stafă. Ca să nu se vadă pare, nu știu ce în clasa aia, nu pot să înțeleg. Ea repede mi-a făcut o poză, mi-a trimis-o. Da. Dar... Da, deci putea fi făcut spre o șapte după o strategie pe care tot am vorbit, pe care tot am vorbit. Nu vă lăsați păcăliți de ordinea în care apar subiectele, ca asta de regulă te scoate din mână. Și dacă nu stoi ca e caracteristică. Sigur, sigur. Iată, am spus s-a ascuns ultima problemă. Mai ușorică, da. Și la a cincea. Așa. Asta e... O strategie, domnul. Da, apropo de strategia în care s-a descoperit tu. Te trebuie tatonat pe 5B, care a fost totuși, a avut o... Sigur. Nu știu, nu m-am mai credeam să mai mult, că mai avea 10 minute. 10 minute? Da. Ce se face 10 minute? Nici pe asta n-am crezut că nu trebuie. Dar asta a fost simplu. Sunt foarte mulțumită. Da. Nici nu m-am interesat. Este o teză. Nu este, să spunem, cea care o putem întâlni frecvent și gândindu-mă la ce înseamnă în moment la... testul de... Și clasa 8-a, care trebuia să-l dăi după exact, da? Deci da? Vorba de așa. Și trebuia de două ori. Concim în fiecare zi, tragem concim, că este asta singura soluție. Sigur că putem să fim, să picăm victime, să zicem, băi, ce am muncit, așa, nu merge, nu merge. Nu, dar continuăm. Continuăm, mă fac. Domnul profesor, și-am vorbit cu toată lumea și a zis că la clasa 8-a peste tot s-a dat două ori. Două ori? Da. La alte școli, peste tot, s-a dat subiect de două ore. Ca să se apropie foarte mult da. Ce exact, 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 da. Exact. Ăsta mergea în două ore. Ăsta mergea în două ore, ca copiii să aibă timp să-l gândească. Poate mai prea o problemuță. Băi, poate mai prea o problemuță, dacă sunt de două ore întâlnirea subiectul, ca să-l gândiți. Ca să aveți timp să-l gândiți, corect. Eu deci, sunt foarte așa, așa trebuie gândit. Oricum, rămânem cu un gust amar, hai să spunem așa, da. În modul în care a fost gândit teza asta. Nu, dar i-am înțeles că toate se vor vedea la 8-a. De la 8-a nu mai are nimeni cum să știe subiectele și să le vei pe tavă și tu să le înveți pe rost. La capacitate. La capacitate. La da, da. Dacă am stat media 9 și eu la examenul meu să iau 10, dar cu tine și mă, dar am să iau 10, dar o să se vea diferența aia. Sigur că da. Sigur că da. O să vadă cei care au muncit pentru că au muncit și au lucrat și cei care au obținut notele doar așa ca să fie încântați. Asta e. Unii alții. Pentru că acolo sunt subiecte de bun simț, de nivelul lor, în timp dat să aibă timp să și gândească copiii. Calculat totul ca ei să și gândească, să și verifice puțin. Nu să meargă așa ca... Da. Hai, și facem sinteză? Nu. Avem subiect la atât. Ce facem? Ce scriem? Subiect de la data preză? Facem, dacă vreți. Hai să facem și câteva. Uitați-vă un pic pe lucrarea aia, ca să vedem ce avem. Hai să vedem așa, la prima ieșiță ce a fost al doilea. Dar la prima ieșiță a fost acela cu... Nu, mai coase cu nume naturale. Probleme cu nume naturale. Operații. Da, operații cu nume naturale. Asta cu naturale. Reale. Da. Reale, da. Operații cu nume naturale. Cam avut radicali, voduri. Cu numele reale. Și aici pune radical. Moduri. Moduri. Fracții, ce-o făcut? Fracții, simplificarea fracții. Da.
Factorizarea fracției. Da. Factorizarea fracției. Formulele de calcul descurtat. Formulele de calcul descurtat, da. După aceea am avut cub. Măsura unghiului dintre drepte, știți? Da, măsura. Măsura unghiului. Formate de diverse de formate. De diverse diverse drepte. După aceea am avut problema aceea cu dreptunghiul și punctul M exterior. Dreptunghiul și punctul M. Da, și am arătat cu MC paralelul cu DEB. Da, așa, probabil e... Așa, e piramidă. Da. O piramidă este aceea, da? Da, o piramidă este. Piramidă. Pantulatenă. Da. Da, am avut acolo linii mijlocii mediană care ne-au făcut, ne-au rezolvat problema. Așa, linie mijlocie. Mediană. Mediană atunci în dreptul. Exact. Da, într-un triunghi dreptunghic. Da, ca aceea am avut problema 6. Asta cu triunghiul ăsta este și la DG și perpendiculară. Asta. Asta, da. Da. Era o altă piramidă. Nu ți-am arătat de ce primii perpendiculară și plan. Cu PA, perpendiculară, e... Un altul, de plan. Pe ABC. Da. Așa, da. Da, da. Așa. Și am arătat că deci, e perpendiculară pe un alt plan. Aici am fost. Dreapta de perpendiculară, da, dreapta de perpendiculară pe plan. Pitagora. Teorema Pitagora. Exact. Dreapta de perpendiculară pe plan, da? Da. Perpendiculară pe plan. Cam asta a fost. La revedere, mulțumim că ai fost mai proprie și de revedere seara făcută în continuare. Nu uitați de la șișe. Să nu uite, prieteni. Să vă abonați, la loc online, nu mai aici aveți învățat. Își ducă de la aproape în aproape vestea despre lecțiile noastre. La revedere. La revedere.